prieteni, rețineți că uneori, doar uneori, există ieftin și performant, iar Acer 555 3G este un exemplu viu în acest sens. Acest notebook vine cu un procesor AMD Phenom Quad-Core, cu o placă video dedicată 5650 la 1 giga și 4 giga de RAM. Toate astea la un preț în jur de 3000 de RON. Și nu... Acum ceva vreme, mai exact în toamna anului trecut, v-am oferit imagini de la o lansare AMD, AMD Vision. O lansare care cuprindea o mare parte din modelele care urmau să intre pe piață cu noua platformă Vision. Modelul Aspire 55553G, cel care este acum lângă mine, face parte din categoria Ultimate, Vision Ultimate, și este dedicat în special unui public care, pe lângă navigatul pe internet, vizionatul de filme HD, mai vrea să facă și o editare video, eventual în joc de generație mai nouă. Ce este atât de deosebit la acest model este procesorul, care este un quad-core la 2 GHz. Este unul dintre puținele procesoare AMD quad-core care se găsesc pe laptopul. E vorba de un AMD Phenom N930. Laptopul are o configurație medie, un display de 15,6 inch, un hard disk de 500 GB, o placă video dedicată din seria 5000 cu o memorie dedicată de 1 GB, care se poate extinde până la 2 GB folosind o parte din memoria RAM. Și este un laptop care este destinat în principiu publicului care face ceva mai mult decât navigare pe internet sau vizionare de filme. De ce mi s-a părut atât de interesant acest model? În primul rând, din cauza prețului. Poate acum vă așteptați la o sumă asemănătoare cu cea a laptopurilor prezentate în emisiunile anterioare. Însă nu este cazul. Vorbim de o platformă AMD care, după cum bine știm, este ceva mai ieftină, iar prețul acestui model în configurația prezentată mai devreme ajunge undeva în jurul sumei de 3000 de lei. Da, ați auzit bine. E vorba de 3000 de lei, nu 1000-2000 de euro, cum se întâmplă în cazul navelor spațiale echipate cu procesoare Intel. Pe lângă toate aceste caracteristici, laptopul se aliniază foarte bine la trendul care există în ziua de astăzi. O tastatură completă, care include și partea numerică, connectical de asemenea destul de complet, port HDMI, port VGA, portul de USB cât cuprinde, doar să aveți destule dispozitive să le conectați. Este un laptop care are o greutate destul de mică, undeva la 2,4 kg, și ce mai merită menționat este că poate fi achiziționat atât cu o baterie mică, care îi oferă autonomie de aproximativ 2,5-3 ore în funcție de modul de utilizare, cât și cu o baterie de 9 celule, care poate să ajungă la 5-6 ore autonomie.